este Republica Locului, în secolul 21, el deja trăiesc oameni caricată la lada de gunoi, care... Aici, lângă lada de gunoi, am prins doi copii care se hrănesc din lada de gunoi. Am încercat să-i filmez într-o parte fără să provoc nimic, doar am vrut să întreb retoric copiii polițienilor care au adus țara asta la limita sărăciei, în care copiii minori se hrănesc din lada de gunoi. Întrebare pentru fiorii lui Plahotniuc, pentru copiii lui Filat, care în Londra prinși cu jumătate de milion, pentru copiii procurorilor și a celor care au falimentat statul ăsta. Voi tot vreți să vă vedeți copiii la lada de gunoi mâncând de resturile bogaților și boierilor. Asta e realitatea tristă a zilelor noastre. Copiii oligarhilor își cumpără mașini și boliți de sute de mii de euro, dar copiii noștri și a oamenilor simpli sunt nevoiți să mănânce din lada de gunoi. Cam asta e realitatea dură.